se ridică o factură pe luna decembrie pentru un apartament de 2 camere, 3 camere, respectiv 4 și o garsonieră. Întrebarea dumneavoastră este foarte punctuală, doar că la o astfel de întrebare, să dai un răspuns general, este lipsă de profesionalism. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că depinde foarte mult de o serie de factori care conduc la consumuri diferite pentru același tip de spațiu, dar în zone diferite, în blocuri diferite. Și am să vă dau, să zicem, 2-3 motive pentru care, într-adevăr, consumurile la, să spunem, o garsonieră plasată undeva, poate să fie consum mai mic de 2 ori sau de 3 ori mai mic decât de la o garsonieră plasată altundeva. Blocul, materialul de construcție, starea lui de izolație termică, închiderile pe casa scării, toate lucrurile astea fac ca diferențele să fie consistente. Pe de o parte, pe de altă parte, dacă într-un bloc există câteva apartamente, mai multe sau mai puține, care nu consumă căldură neavând calorifere, ele sunt niște consumatori de căldură în mod indirect, prin pereți, podele, tavan. Și atunci costurile cu încălzirea pe apartamentele cu calorifere suferă o creștere. De aceea, în general, noi când facem estimări ale unor consumuri, ne bazăm pe ceea ce guvernul în 2006, când a stabilit niște consumuri, să le spunem, medii pentru zona climaterică Giurgiu, le-a dat. Și pentru decembrie estimăm că o garsonieră, în mod normal, ar trebui să aibă, mă iertați ca să mă și uit să văd că pe din afară așa, la o anumită vârstă, o garsonieră la decembrie ar trebui să aibă undeva la 3 sferturi de gigacalorie, un apartament cu 2 camere la 1 și un sfert, un apartament cu 3 camere peste 1 și jumătate, iar la 4 camere cam 2,2 gigacalorii. Sigur că, așa cum vă spuneam la începutul răspunsului meu, pot exista apartamente, de exemplu un bloc în care locuiesc eu, apartamentul meu pe decembrie a consumat sub 1 gigacalorie, fiind un apartament cu 3 camere și cu o suprafață măricică, dar blocul este complet anvelopat, hidroizolația de pe bloc e și termoizolație, distribuția din subsol este izolată termic cu vată minerală, închiderea este perfectă pe casa scării și în condițiile astea consumul este foarte redus. Vor fi apartamente cu 3 camere care probabil că vor avea 3 gigacalorii consumul pe decembrie. Noi suntem în finalizare de calcul la luna decembrie zilele astea. Cât costă 1 gigacalorie? 1 gigacalorie pentru utilizatorii din Giurgiu este diferențiată ca și cost în funcție de modul în care ei sunt alimentați. Există 2 tipuri de alimentare direct din rețeaua de transport sau rețeaua primară, cum se mai numește ea. Și am să vă dau aici, să zicem, exemplu, Casa de Cultură Ionvine. Este alimentată din rețeaua de transport. Și aici are un preț mai redus, deoarece nu sunt incluse cheltuielile cu distribuția, cu procesarea energiei termice într-un punct termic pe care să-l gestionăm noi, și este undeva la un 280 de lei per gigacalorie. Și avem un alt tip de consumator, cum ar fi Teatrul Tudor Vianu, care este din rețeaua de distribuție și e 350 de lei gigacalorie. Am vorbit doar despre 2 unități non-populație, 2 consumatori non-populație. Populația, cea alimentată din rețeaua primară, este undeva la 200 și un pic, iar cealaltă 270 și un pic populația din rețeaua secundară. Parte din costul energiei fiind subvenționat de Consiliul Local, așa cum a fost și în anii trecuți, doar că anul acesta, sau mai bine sezonul acesta, într-o pondere mai consistentă față de anul trecut, e o scădere de vreo 40 de lei la gigacalorie, ceea ce probabil că este un lucru bun pentru populația noastră în Giurgiu. Care este formula de calcul? Formula de calcul. Nu există propriu-zis o formulă de calcul. Am să vă spun în câteva cuvinte și, bineînțeles, și cei care ne urmăresc
pot afla, dacă nu știu deja, la fiecare branșament, adică legătura între o instalație interioară a unei clădiri și rețelele ce se află în gestiunea furnizorului, există un contor de energie termică. Acest contor are ca unitate de măsură megawattul oră. Lumea este obișnuită să discute în gigacalorii. Trebuie să știe lumea că un megawatt oră reprezintă 0,86 dintr-o gigacalorie. Este un raport de transformare găsibil în cărțile tehnice și probabil că și în manuale, nu m-am uitat de mult în manual. Unitatea de facturare este gigajulul. Asta este o pretenție a autorității de reglementare, gigajulul fiind ceva mai mic de un sfert de gigacalorie. Sigur că jocul ăsta de unități de măsură ar putea să deruteze pe cineva, dar de câte ori am fost întrebat, eu am dat rapoartele de transformare explicând că așa se construiesc contoarele ca să măsoare megawatt-oră, așa se stabilesc prețurile în gigacalorii și așa se emite factura în gigajul. Fiecare dintre ele putând fi aflat în funcție de celălalt prin câteva rapoarte de transformare pe care vi le-am și spus. Câți beneficiari de ajutoare de căldură aveți? În Giurgiu, pentru luna decembrie, numărul beneficiarilor de ajutor de încălzire se ridică la un pic peste 3.000. Beneficiari de ajutor de încălzire pe termoficare, pentru că în oraș mai sunt și beneficiari de ajutor pentru consumul de gaze și pentru încălzirea cu lemne și cărbuni. Aici date nu vă pot da, nu cunosc și probabil că puteți afla astfel de date de la cei de la Direcția de Asistență Socială, acolo unde se strâng cererile de ajutor de încălzire și sunt procesate, urmând ca apoi primarul să acorde, emită deciziile de acordare a ajutoarelor. Aceste ajutoare de încălzire se acordă familiilor cu veniturile mai mici sau așa numitele persoane vulnerabile. Limita până la care se acordă ajutorul de încălzire este de 786 de lei pentru venit pe un membru de familie, iar în cazul persoanelor care locuiesc singure este 1082 de lei. Ajutoarele se acordă în ponderi din consum. Atât la sută din consum ți se suportă de către stat, plecând de la 5% până la 100%. Doar că, și aici e neapărat necesar și e o întrebare care mi se pune de foarte multe ori, doar că acest ajutor se acordă în ponderea stabilită în funcție de venit și de numărul de membri de familie, se acordă atât la sută, dar nu mai mult de un atât la sută dintr-un consum dat. Cu alte cuvinte, când eu vă spuneam mai devreme de nivelul de consum stabilit de către guvern pentru un tip de locuință, una, două, trei, patru camere, pentru, de exemplu, luna decembrie, cineva care beneficiază de ajutor de încălzire de 50% și locuiește la două camere, are 50% dintr-un consum, dar nu mai mare de 1,22 gigacalorii. Dacă este să aibă un consum mai mare de 1,22 gigacalorii, tot ce depășește este suportat integral de către cetățeanul respectiv, asistența statului oprindu-se la 50% din acest consum maximal. Știm că aveți un contract făcut cu fiecare client al dumneavoastră în parte. Aveți o convenție în acel contract prin care spuneți că odată ce clientul respectiv nu a plătit 3 luni de zile, are o restanță pe ultimele 3 luni, atunci interveniți. Majoritatea oamenilor spun că acum au primit o notificare în luna ianuarie pentru luna noiembrie. Da, deci haideți să nuanțăm puțin lucrul ăsta. Nu există o prevedere expresă care să spună că la 3 luni de zile sau la 4 luni sau la 6 luni. Există prevedere contractuală care spune așa. Factura este scadentă la data D. Și asta scrie pe factură. Totodată există ulterior scadenței o perioadă de 30 de zile, o perioadă de grație numită ea, o practică și alți furnizori de utilități, o perioadă de grație
de 30 de zile, timp în care dacă partenerul își achită contravaloarea facturii, nu se percepe penalitate. Asta nu înseamnă nicio clipă că dacă scadența a trecut, furnizorul nu este în drept să sisteze serviciul. Dacă scadența a trecut cu preaviz, furnizorul poate suspenda sau limita sau suspenda. Ordinea ar fi limitare și apoi suspendare. Poate limita, respectiv suspenda serviciul, chiar dacă partenerul nu are decât 7, 8, 10 zile de la scadență. Asta este o măsură care, în mod uzual, furnizorul nu a luat-o până în urmă cu, să zicem, vreo 2 ieri. A început iarna trecută să adopte această măsură și iarna asta cei care se ocupă de recuperarea de creanțe din cadrul societății noastre au procedat la notificarea aceasta datorită, și n-are rost să ne ascundem, datorită situației financiare precare în care se află societatea noastră, situație financiară care e generată de faptul că pentru combustibilul pe care îl ardem necesar a produce energia, spre deosebire de acest combustibil pe care suntem obligați să-l plătim în avans, facturile le încasăm la o lună și ceva după, la o lună și ceva după închiderea lunii de funcționari. Și în condițiile astea există necesitatea fluxului financiar care să permită funcționarea societății și să iau și măsuri oarecum mai stricte față de perioada anterioară. Basul, datorită situației, știa, mai delicate în care ne aflăm. Care este cuantumul unei penalități pe zi? 0,04% din suma datorată per zi. Valoarea penalității neputând depăși valoarea debitului principal. Deci, dacă cineva are o factură de 1000 de lei, începând cu data scadenței, și nu este plătită, bineînțeles că nu discutăm despre... Din data scadenței se calculează 0,04% pe zi la 1000 de lei până la cuantumul de 1000 de lei, după care penalitatea îngheață. Și ea, la rândul ei, nu este purtătoare de penalități, deci nu există penalitate la penalitate, fiind absolut nelegal acest lucru. Pentru noi, important este să ne recuperăm contravaloarea energiei pe care o furnizăm. Sunt o serie întreagă de parteneri și nu vă ascund că sunt mai mult de jumătate care înregistrează întârzieri. În schimb, există și e valabilă și în relația comercială din Giurgiu între furnizorul de energie termică și beneficiari, există instituția eșalonării datoriei. Eșalonare care presupune plata în rate a restanței concomitent cu factura curentă, și se aplică partenerilor care, din motive diverse, au perioade în care se descurcă mai greu cu banii și atunci apelează la această măsură. Eșalonarea sau derularea unei eșalonări nu presupune blocarea calculului de penalitate. El merge în continuare. Dar respectarea unui grafic de eșalonare permite partenerului să nu se ia măsuri împotriva lui. Deci, dacă eu am un grafic de eșalonare pe care sunt în situația să-l respect, nu vine nimeni să-mi suspende serviciu, nu mă acționează nimeni în instanță, deoarece suntem pe cale de a rezolva lucrurile sub forma amiabilă. Care este cota de consum la blocuri? Cota de consum comun, consum individual, noi le despărțim și ele sunt despărțite și în legislație. Ce știe puțină lume din puțină? Puțină sau mai multă? Multă lume știe, dar puțină lume caută să înțeleagă și să-și accepte. Oamenii care stau la bloc, din păcate, poate că ar trebui făcut un reproș în primul rând factorilor decizionali din perioada anilor 90. Presei, care acționa și lucra în perioada respectivă, s-a creat în mintea proprietarilor de apartamente conceptul, domne, sunt proprietar, fac ce vreau. Sunt proprietar eu în apartamentul meu și fac eu ce vreau. Și de aici a plecat cumva o degradare a nivelului de înțelegere a ceea ce înseamnă traiul la bloc. Aș face doar două precizări. Eu locuiesc la bloc și podeaua mea nu e a mea. E tavan cu vecinul.
E tavanul vecinului. Deci, cu alte cuvinte, este un lucru comun. Este o parte comună a construcției. Părți comune ale construcției sunt și instalațiile de distribuție a energiei termice. Există distribuția din subsol, vorbesc de un bloc obișnuit, sunt și, mă rog, blocurile mai vechiuțe, au un pod distribuția, mă refer la blocurile vechi din zona Vămii Vechi. Deci există distribuția în subsol. Conducte care generează căldură, dând-o, emanând-o într-un spațiu comun numit subsol. Spațiul ăla e și al meu și al vecinului. Căldura generată în subsol de instalațiile care sunt și ale mele și ale vecinului, acea căldură se numește consum comun. Mai este niște consum comun generat de coloanele din colțurile camerelor și mă refer aici la distribuția clasică pe verticală, pot după aceea să fac o referire și la cea pe orizontală, care de asemenea generează emanație, căldură, în spații proprietate individuală. În legislația privitoare la furnizarea energiei termice se vorbește foarte exact și foarte clar despre consumul comun și despre metoda prin care el se împarte la proprietari. Se împarte tuturor proprietarilor, fie că au, fie că n-au calorifere funcționale, și se împarte proporțional cu cota indivisă. Cu alte cuvinte, dacă eu am 70 de metri pătrați și un vecin are 60 de metri pătrați, eu iau 7 părți, el ia 6 părți. Pentru că beneficiem de 7 părți din subsol și el doar de 6, adică boxa mea poate să fie mai spațioasă, mai, mă rog, mai exploată, mai mare decât a lui, etc. Acest lucru este acceptabil de către cetățeni mai greu, tocmai din cauza ceea ce spuneam mai devreme. În anii 90 ni s-a băgat nouă în cap că noi suntem proprietari și putem să facem ce vrem noi și putem să nu consumăm și putem să facem. Și... nu e așa. Traiul la bloc presupune și avantaje. Faptul că ai incinte calde de jur împrejurul apartamentului e un avantaj față de o casă care e vecină cu atmosfera și consumurile de căldură sunt mai mici într-un apartament decât într-o casă. Generează și dezagremente. Auzi pe vecin cum tușește. Că l-auzi. Și atunci, ăsta-i... cine poate și are cu ce își face casă și atunci nu mai există consum comun, există doar consumul meu. E, privitor la întrebarea noastră, mai exact așa, la cât se ridică cota de consum comun, ea e diferită de la bloc la bloc. În blocurile cu repartitoare de costuri, această cotă de consum comun este deja măsurabilă. În blocurile cu distribuție pe verticală, clasică, există montat repartitor comun, cutioara aceea pe care foarte multă lume o cunoaște și care stă pe caloriferele din apartamentele noastre, dar mai există un repartitor montat pe o porțiune de instalație comună și anume, de obicei, în subsolul blocului, cam la un metru de intrarea țevii de tur în bloc. Acela măsoară și el niște unități și pe baza unui soft de calcul, firmele respective calculează cota de consum comun, e simplu. În cadrul distribuției pe orizontală, acolo unde este contorizare, la nivel de apartament, după ce se citește fiecare consum de apartament, se însumează consumurile individuale, cele generate de instalația din apartament și se scade din total consum bloc, măsurat la intrarea în bloc, restul e consum comun. Aici e mult mai simplu și de intuit și de controlat și de verificat eventual decadal săptămânal. Care sunt măsurile de diminuare a consumului comun? Păi când consumul comun sau instalația comună întrece prin apartament, ea generează căldură. Nu există neapărat necesitatea de a izola coloanele din colțul camerei. În schimb, când instalația comună încălzește subsolul, e păcat să încălzim subsolul, eventual să adăpostim diverse viețuitoare care nu ne fac bine. Când instalația la distribuție pe orizontală străbate casa scării, n-are rost să încălzim casa scării în mod nejustificat. Preferabil este să asigurăm închiderile și se creează ambientul potrivit și pentru flori și pentru a nu strănuta când trecem pe scară. Izolația termică a coloanelor. Sigur, materialele astea mai noi, polipropilenă, din care se fac acum instalațiile de utilizare a energiei termice, au pierderi de căldură, emană căldură mai puțin decât țevile metalice. Deci, el variază consumul comun undeva între 8-10%, putând ajunge în cu cât
calorifere sunt mai puține funcționale în bloc, putând ajunge în anumite momente, în anumite perioade de timp și spre 85%, dar limitată în timp. Dacă toate caloriferele, de exemplu, ar sta, caz improbabil, instalația comună ar funcționa în continuare și s-ar înregistra ca pondere 100% din consum comun. Dar asta doar în condițiile în care toate caloriferele, adică consumul individual, este zero în anumite momente, spuneam.